Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj are în centru peste 300 de copii și acum procedura adopției este una destul de grea. Copiii rămân mult timp în centru, ajungând la o vârstă la care șansele lor de a fi dați spre adopție să scadă, deoarece majoritatea familiilor își doresc să adopte un copil la o vârstă cât mai fragedă. Până în prezent, doar 7 familii și-au depus dosarele pentru a adopta un copil. În anul 2015 avem solicitări din partea familiilor pentru a fi evaluate în vederea eliberării atestatului de familie aptă să adopte un număr de 7 cereri, care în prezent se află în lucru, aceste dosare. Este vorba de evaluarea familiei pentru a obține acest atestat, care se desfășoară pe o perioadă de 120 de zile. Această evaluare se face atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere psihologic. La terminarea acestei evaluări, familia poate sau nu poate să primească acest atestat pentru a-i da dreptul să adopte. Atestatul este valabil un an de zile și este valabil în toată țara. Aceasta înseamnă că familia poate fi potrivită cu un copil din orice județ al țării noastre. Comparativ cu anii precedenți, adopția în Gorj înregistrează o scădere. Reprezentanții de GASPC sunt de părere că părinții se tem să adopte un copil cu o vârstă mai înaintată, deoarece acestuia îi este mai greu să se atașeze de noua familie. Noi sperăm să avem familii și mai multe și sperăm ca procedura care urmează să fie aprobată să fie mai simplă și familiile să prindă curaj, pentru că majoritatea se sperie de această procedură care este greoaie și de vârstele copiilor care sunt mai mărișoare. Dar totuși, față de alți ani, pot să vă spun că familiile au devenit mai înțelegătoare și au avut și curaj să ia copii mai mari în adopție. Pentru că ei este teamă că acești copii nu se vor atașa de ei, să nu rămână cu afectivitate și cu foarte multă încredere față de asistentul maternal. Totodată, reprezentanții direcției monitorizează în prezent 34 de copii aflați la familii care i-au adoptat, dat fiind faptul că legea impune ca familia să fie urmărită 2 ani de la încheierea întregului proces de adopție.